Așadar, iată din nou după vacanță, sunteți regi, Hristos a înviat și bine ne vedem la trecut. Să spunem tema pentru acasă, nu prea o aveți. Acasă, clasa a 5-a. Dar haideți să ne amintim câte ceva din ceea ce faceți voi acum. Operații, la fracții, le surprindem în două tipuri de fracții. Fracții decimale și fracții ordinare, da? Fracții decimale și fracții ordinare. Da? Fracții decimale și fracții ordinare. Este interesant. Operații, cu așa să ne amintim, da? Operații. Adică, cele patru operații pe care vreau să le facem. Adunarea, scăderea, mulțirea și împărțirea, da? Mai întâi să vedem pe varianta fracții ordinare. Da, fracții ordinare. 1. Adunare scădere. Deci, adunare sau scădere. Nu trebuie să facem distincție împreună. Adunare scădere. Adică, dacă avem de adunat grupe 7 plus 3 pe 15 minus 1 pe 9 egal cu. Cum procedăm pentru a adunat două sau mai multe fracții? Trebuie să avem aceeași numitor. De aceea aflăm cel mai mic multiplu comun. Da? Adică vorba de numărul care se împarte exact și la 15, și la 7, și la 9. Cum procedăm? Vă mai amintiți? Amplificăm fracția sau le simplificăm? Deci fracțiile pe toate le luăm și să le amplificăm, le simplificăm, le facem ireductibile, da? Ele sunt ireductibile, dacă vedeți cum le-am dat aici. Nu toate sunt ireductibile, 3 pe 15. 3 pe 15, sigur că da. Deci mai bine o aranjăm așa, 1 pe 7, minus 1 pe 5, de acord? Da. Cam simplificat-o. Și minus 1 pe 9. Acum, e ușor de văzut că acestea sunt numere prime între ele, 7, 5 și 9, și fiind prime între ele, care e cel mai mic multiplu comun al lor? Cele câte sunt acolo înmulțite, pur și simplu. Adică 7 ori 5 ori 9. Asta va fi numitorul comun. Încât aici am văzut că Alexandru nostru, Andrei. Aici am venit că cu cine? 45. Cu 5 ori 9, da? 45. În partea asta am venit cu? 63. 63. Și aici? 35. Cât? 35. Și atunci vom avea rezultatul va fi 45 minus 63 și minus 35. Hai să punem plus aici, ca să nu intrăm în dificultate. Da? Plus 35 supra 7 ori 5 ori 9. Da? 7 ori 5 ori 9. Și iată rezultatul. Aici 45 cu 35 face 80, nu? Minus 60. 315. Jos? Da. 35. Jos. 7 ori... Pentru că este 5 ori 63. 5 ori 63. 63. Dar 315. 315, bine. Punem 315, mergem pe 80 minus 63. 17. Și o astfel de fracție, când am ajuns la ea, nu lăsăm decât, nu lăsăm o pace, decât atunci când ne convingem că este ireductibilă. Nu renunțăm. Dar noi, unul la 3, unul la 4, dar unul la 17. Cel mult la 17. Și 17 e mă prim. Vezi, o șmecherii nu începe
la 3, la 5, la 7, nu știu ce. Vedem dacă unul dintre ei este deja mărturii, dacă unul din cei doi termeni numărători numitori e deja prim, atunci șanse de simplificare e doar prin numărul prim. Înțeleg? N-ai vreo să le iei 2 pe 3, 17 pe 3, 7. Și cum 5 ori, 7 ori, 9 ori, 315, n-are ce căuta 17. Deci în clipa asta, repede, constați că este ireductibilă. Dacă ne ducem după teorie și închidem ochii și ne aflăm din lucru, păi zicem, hai la 2, hai la 3, hai la 5, hai nu știu ce, nu știu cum, dar pierdem timp, aiurea. Ori noi nu avem voie să pierdem serosim timpul. De fiecare dată suntem foarte atenți să câștigăm timp. De aceea spunem, ăsta de jos are 5, 7 și 9, celălalt urmă are 17 și da, da. Deci nu se poate așa, deci e timp. Deci la adunare și scădere ați înțeles. Da? Deci, repetăm. Andrei, te rog să vorbești tu. Pentru a aduna două sau mai multe fracții. Pentru a aduna două sau mai multe fracții, trebuie să avem numitorii aceiași. Același numitor, da. Dacă sunt diferiți, ce obligație avem urgentă? Dacă sunt diferiți, trebuie să găsim cel mai mic multiplu. Ori știm să facem asta, nu? Descompunem fiecare numitor în parte, în factori, descompunem factori primi. Și dintre cei primi, îi luăm? Dintre cei primi, cel mai mic. Atenție! Că noi vrem cel mai mic număr care să se împartă la toți. Deci dintre cei primi, uite, trebuie să facem un exercițiu acum, mai convins când trebuie să facem. Așa trebuie să facă, asta. Da? Cel mai mic, cel mai mare multiplu comun. De aceea știu doar ce le-a spus dumneavoastră aici. Aha. De aceea nu știu, ca să știți. Da. Deci, deocamdată, n-au făcut la școală. Înseamnă că adunarea două sau mai multor fracții... Dar e cu cel mai mic multiplu. Cum fac asta? Cum faceți, voi, ca să aflați, să adunați două sau mai multe fracții? Acel număr după care umblăm așa de insistent, știm să descompunem. Nu? Asta am făcut la divizibilitate, știm toată povestea. Așa că, iată, dacă vă insist să vă dau următoarele numere, următoarele fracții. 5 supra 21 plus 7 supra, să zicem, 9, minus 1 supra 16, nu, hai să zicem 8, ori 5 supra 56, așa, egal cu. La momentul acesta, deodată, ca să spui cine e cel mai mic număr care să fie în stare să se împarte exact și la 21, și la 9, și la 56, nu-i prea la îndemâna noastră. Deci, trebuie să încercăm să procedăm într-un mod anumit, încât să ajungem cât se poate de rapid la acel număr. De aceea, pe 21 la 1 4, 21 este egal cu cine? 7. 3 ori 7. 3 ori 7. E 9, îl luăm și este 3 la 4. 56 8 la 3, 2 la 3 ori 7. Și acum, noi căutăm acum să fie un număr care se împarte și la 9, și la 56, și la 21. Ca să împarte, hai să zicem, la 9, dintre 3 și 3 la 2, în loc de 3 la 2, că trebuie să împarte la 9.
Deci dintre cei comuni, dintre 3 la 1 ani și 3 la 2 ani, de cel mai mare. În locul cel mai mare, dar logic, de ce motiv? El se împarte la 9. Ori 9 înseamnă 3 la 2. Ori dacă își lua singur la 3, nu s-ar mai împărți la 9, numărul respectiv. Deci numărul ăla, nu știu cum să-l numim, să numim noi, într-un fel anume. 3 la 2 trebuie să-l prinde neapărat. El trebuie să se împartă și la 56. Adică trebuie să împartă la 2 la 3, da? Trebuie să-l luăm pe 2 la 3, adică din copăreța lui 56. Dar dacă am efortul 2 la 2, pe care nu? Între numele astea. 2 la 3. 2 la 3, e mai puternic. Noi trebuie să avem în vedere că trebuie să împartă la 56, în care se află 8-ul. Și ăsta e motivul de luăm pe cei mai mari. Deci, atenție multe, vreau să vă explic logic de ce facem asta. Că este o poveste acolo care se spune în final și foarte mulți și chiar la clasele mai mari încurcă. Multipul sau cel mai mare divizor comun sau cel mai mic multipul comun. Și încurcă aici lucrurile. Dar acum noi, atenție, urmărim să găsim pe cel mai pe numărul acela care să fie deștept și să se împarte exact și la 21 și la 9 și la 56. Deci, la luat pe 3 la 2, din 3 și la 3 la 2, clar că e sigur. Pe 2 la 3. Pe 2 la 3. Și pe 7. Și pe 7. Dar dacă ar fi fost un 7 la 2? Pe 7 la 2. Vedeți, logic. Luăm 7 la 2, pentru că e nevoie ca să partă la ăla, unde este 7 la 2. De-aia luăm dintre cei comuni, dintre cei comuni, luăm pe cei cu puterea cea mai mare. 2 la 3 e singurul. Nu mai este 2 la 2. Dacă ai fost un 2 la 5 undeva sau 2 la 4. 2 la 5. Doar 2 la 5 sau 2 la 4. E limită. Eu am făcut deja care 504. Face 504. 504. Să știți că ăsta e cel mai mic număr, dar e cel mai mic număr, care se poate exact și la 21, și la 9, și la 56. Acum nicăieri nu e. Da. Deci cel mai mic număr cu putință. Sigur că există și un altul. 1008. Da? 1000. Da. Dar o întrebi cel mai mic. Nu întrebi cel mai mic. De ce să urlăm cu numere mari? Că puteam să dăm peste ceva. Puteam să luăm și pe 1008. Da? Deci 1008. Este încă un număr tot atât de bun. Și mai bun 1504 și zicem 1512. Și el e bun. Dar nu e cel mai mic. Și 2016 e bun. Și 2016 e bun. Dar nu e cel mai mic. Și produsul lor e bun. Și tot produsul lor. Tot produsul lor. 2956. Și el e bun. Dar nu e cel mai mic. De multe ori se întâmplă ca să fim într-o situație de asta, când numele se împrime, și atunci cel mai mic număr cu putință este 7 ori, 5 ori 9. Da? Asta e cel mai mic deodată. Și se rădăcinează în mintea elevilor că mulțim numele. Exact. Cât ori fie de acolo, îi mulțim și ăla cel mai este bun. E bun. Dar dacă ai vreo 7-8 fracții și cu niște numere mari, exact. Tu ce te faci acolo? Ce fel de număr să caluci? Este bun, dar îți dă un număr kilometric și este exact. Imposibil să duci. Te-ai păgulit, dar cu ereție nu mai e aceea. De aceea, dragilor, așa sunt șmecherii care se face. Luăm pe fiecare în parte, pe fiecare viitor în parte, descopunându-l și pe urmă ne uităm la cei comuni, îi luăm exponentul cel mai mare și luăm și pe cei necomuni. Păi da, trebuie să se împartă la acela care îl are, nu, pe 8 în cazul nostru. Deci se iau comuni și necomuni. Dintre cei comuni, pe cei cu puterea cea mai mare și toți ceilalți necomuni să continuă să-i adăugăm și să facem produsul mai departe. În final, așa se adună 20. Și acest număr se numește cel mai mic. Da, cel mai mic. Și fiindcă se împarte la toate, se cheamă multiplu. Și
Și vin, dar multiplu tuturor. Multiplu comun. Multiplu cel mai mic multiplu comun. Așa se numește asta. Deci numărul ăsta, descoperit după șmecheria asta, este cel mai mic dintre toate variantele. 504, 1008, 1512 și așa mai departe. 1516. Dintre toate, el e cel mai mic. Și el este un multiplu al lor. De ce e multiplu? Pentru că se împarte la fiecare din ele. Și al tuturor multiplu. Al tuturor. De ce zice cel mai mic multiplu? Comun. Cel mai mic multiplu comun. Și iată, dragilor, acum amplificăm aici. Acum amplificăm cu 24. Înseamnă împărțim. Și acum am vrea să vă arăt o șmecherie. 7x3 face 21. Așa. 7, 3 ori 7 fac 21. Pun pe 7 mâna și pe un 3 de aici. Și mai rămână 3 până la 3 la 2. Un 3 la acela, un 8. Aici e 8. 24. 24. Și în loc să împart pe cine? Pe 54 la 21 și să-mi dea 24. Super timp. Eu fac asta rapid. Vă uitați la lucrurile. Ia uitați. Deci, văd că acest multiplu comun, 504, are exprimarea descompunerii 3 la 2, 2 la 3, 7. Și eu la 21 vreau. Adică, din ăștia se fac pe 21. 7 ori 3. 7 ori 3. Rămâne un 3 de amplificat. Și 2 la 3, 8. 3 ori 8, 24. Da? O duc la 9. La 9 e 3 la 2. 3 la 2, pun una de pe el. Și mi-a rămas 8, 7, 8, 56. Și mă duc la 56, care îi 8, 7, 8, și nu e 9. Deci vedeți cât de rapid amplificăm dacă prindem șmecherii de astea. Numai ce ca să apună, apucă. 504, părți la 21, mai și găsim la împărțim. Se furii. Băi, ce, de ce nu merge? Ce s-a întâmplat? S-a dus timpul. Asta e. Deci, numitorul comun e 504. Iar acum, zice, 24 ori 5. Unde, cât a copiat 24 ori 5? 120. Plus. Mă gândea la mare. 56 ori 7. Mâine 2. 7 ori 6, 42, 2. 4, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 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 eu am adunat și am scăzut, da. Deci face 512? Nu, nu prea am bine, zic. 13 ziceam mai mare. Cu 12 minus 9? Cu 3. Cu 3 ar trebui. Cu din 2. Mai acolo este. Mai 2 aici. 9 și cu 2, 11. 12 cu 3, 512 minus 9. 512 minus 9. Ce face? 500? 3. Suma 504. O fie reductibilă sau irreductibilă asta? 513. De ce să fie? Pentru că 503 e numărul. 503 e numărul. Da, este numărul. Dar cum te dragi ai putut să spune? Pentru că nu se împarte nici la 2, nici la 3, nici la 4, nici la 5, nici la 6, nici la 7, nici la 8, nici la 9. Dar de ce? Stai la 7 din vreme, știi tu. La 7 nu se împarte. De unde știi că nu se împarte? Pentru că am făcut. Una. Da. 7749 cu 1, 13 nu se poate. Nu se poate. Dar unde nu știi că nu se poate la 11? La 11 nu se poate. Ia să vedem. Vine 4, vine 64, 63. Da, dar la 13. De ce nu? Păi nu, ți largă așa, nu? S-ar putea să nu fii prim. Știi când, până când trebuie să gălta, până nu se vede dacă este prinsul? Da, asta se poate. Păi da? La jumătate de răci, până la ce... E 503, prebune. E numai prim, deoarece lucrurile mai mic decât...
fraților, până atunci e o treabă. Adică, cine l-a pătrat să facă 503? Nimeni! 25-25, 6-25, 24-24. 5-7-7. Deci, până la 23. Practic, când facem o împărțire, să spunem, la 23, câtul va fi mai mic decât împărțitor și atunci ne oprim. Dar până la 23 aveam de stat. Și pe cele prime? Sigur, pe toate cele prime. Deci până la 23 avem numele prime suficient de multe. Abia când am ajuns la 23, spunem, gata, e număr prim. Așadar, eu mă întorc și spun, oare fracția asta este reductibilă sau ireductibilă? Mai muncesc eu să aflu numele acestea? Sunt două numere consecutive, aceste 3 și aceste 4. Și două numere consecutive, nu am niciun divizor comun. Că noi, în momentul în care simplifică, căutăm un divizor comun, prin ăla să împărțim și numărul de oameni și divizor. Păi, cum să facă la 9, la 5, la 7, la 7, la 8, la 8, la 10, numărul cum vrea, adică la... Am uitat. La 4. Dar, una, dar când sunt numere consecutive, n-au nicio șansă două numere consecutive să aibă un divizor comun. 1 pe 2, 3 pe 4, 5 pe 6. Niciodată. Deci totdeauna o fracție de aceasta formată de două numere consecutive, dar totdeauna este ireductibilă. Notați-vă chestiile astea. Important, așa. Da. Deci, orice fracție formată din două numere, formate în sensul unui numărător și altul numitor, în sensul ăsta, da? Orice fracție formată, în paranteză, unul numărător și altul numitor, de numere consecutive, de două numere consecutive, da? Orice fracție formată de numărător și de două numere consecutive, este totdeauna ireductibilă. Dar dacă ar fi la o distanță de 2, adică... Dacă sunt mai pare, da, dacă sunt mai pare, nu știu, dar că e 5 și cu 7, nu sunt... Deci, dacă se pare, am un 2, să divid prin cine? Prin 2, da? Dacă unul e par și altul este par, ați la distanță de 2 unități. Dar dacă sunt numele impare, 3, 5... Da. Pentru voi, suma lor să dea momentul care se împarte la 3. 33 pe 35. 5 plus nu spate, nu te suite, dar eu vedeți? Când sunt numele impare... Nu prea mai merge. Totdeauna este, și aceea este ireductibilă când sunt impare. Da? Bun, hai să ne întoarcem și să punctăm. Deci dacă avem, pentru adunarea scăderea două... Adunarea și scăderea două fracții... Două sau mai multe fracții. Două sau mai multe fracții, că trebuie să avem același numitor, și dacă nu-l avem, trebuie să găsim cel mai mic multiplu a acestor anumitor. Așa, perfect. Da. Pentru asta, luăm fiecare numitor de o parte. Luăm fiecare numitor de parte și îl descompunem. Descompunem un factor prim. Da. Și eu cum am luat aici. Iar pentru aflarea celui mai mic. Înmulțim. Factorii din descompunerea tuturor. Pe cei comuni. Dintre cei comuni luăm pe... Cei cu puterea, dar cu exponentul cel mai mare. Iar toți cei necomuni se iau absolut toți. Se adaugă și se mulțesc în continuare, da? Deci cum se face? Încă o dată.
Descompune, scurt așa, descompune, în facă rii și luăm dintre cei comuni pe cei cu puterea cea mare și continuăm pe, să adăugăm, să înmulțim cu toți cei necomuni. Da? Cu toți cei necomuni. Și am justificat de ce este așa. Și acum, interesant că în momentul în care amplificăm, o putem face dacă suntem atenți direct, aflăm, fără să înmulțim tot numărul, împărțim numărul la fiecare numitor pentru a comunica. Deci, asta ar fi povestea importantă. Și o să ne întoarcem cu neghiștiu. Dar acum continuăm cu atrasă de reamțință, da? 2. Înmulțirea. Înmulțirea a două sau mai multor fracții. Înmulțirea a două sau mai multor fracții. Deci, zice că avem 3 pe 4, ori 5 pe 9. Egal. 3 ori 5, deci numărătorii 3, supra 4, 3 ori 5, supra 4 ori 9. Adică 15. Și simplificăm prin 3. Și simplificăm prin 3. 5 pe 12. 5 pe 12. Asta ar fi rezultatul. Sigur, am înmulțit, cum spune regula, numărătorii 3 și 3, și l-am simplificat. Dar apare întrebarea, nu puteam noi simplifica mai înainte? Ba da. Când ai zis 3 ori 5, 4 ori 9, 3 cu 9 am simplificat. Da. Aici. Deci nu puteam să tăiem așa. Și aici am fost 3. Și atunci vine 5, supra 4 ori 3, 12. Dar ca să nu mai scrim 3 ori 5, supra 4 ori 9, puteam să o facem înainte de a mulți. Ia uitați. 3 și cu 9. Și atunci ar fi fost 3 aici, unul sus. Da, asta e un tip și ar putea să facem fără să mă scriu încă o dată. Sigur că da. Asta am vrut să spun. Ce vă stă operația asta, scrierea care iar consumă, iar mănâncă timp, atunci ce fac eu? Mă uit, dacă am mai multe fracții, mă duc la numărător și mă duc la numărător din partea asta. Pentru că, în final, ei la mulțire sunt toți jos la numitor, da? Și la fel, și atunci iau unul de sus cu unul de jos. Da? Și se fac simplificările toate cu putință. Dacă ați veți avea 5 pe 7, 3 pe 13, înmulțit cu 26 pe 9. E calcul. Ați 3 pe 7 și ați zis 5 pe 7. 3 pe 7? Ați zis 3 pe 7 ori 3 pe 5. 3 cu 9 și 26 cu 13. 3 cu 9. Dar nu putem spune deja ambii 3 cu 9 și să fie... Sigur că da, ambii 3 cu 9 de aici. 13 cu 26 și 2. Și chiar atât. Nu am ce mai face. Nici o simplificare și rămân 2 pe 7. Aici a rămas 1, 1, da? Deci 2 pe 7. Vedeți? De simplificările, imediat ne ducem la un capăt la altul, vedem ce putem face. Să nu cumva să vă rămână în minte de la simplificările astea. Și când am să zic 3 pe 7 plus 21 pe 5. Și zice, 7 cu 21 simplifică. Păi e o adunare. Și la scădere, abia la scădere, e altă poveste. Să nu cumva să vă gândiți la așa ceva, să vă rămâne în minte, să fac simplificări de aici, că este o mare prostie. O mare trăstare. De regulă, profesorul care insistă și spune așa ceva și insistă și insistă, când e prinde cu astfel de greșeală, în camere asta, și nu mai se uite de creier, nu mai nu m-a interesat nici înainte. Așa o greșeală și zice, stop, și nota 2. Și argumentează. Așa ceva, nu am admit.
Dar am găsit o singură dată. Suficient. Înseamnă că la tine nu s-a instalat bine în minte care, ce înseamnă adunarea și scăderea fraților și ce înseamnă mulțimea. Tu nu ție nu ți-ai dat. Și te-ai fost certat cu profesorul că vrei tu, dar el spune, eu am ținut foarte tare că așa să-ți rămâți definitiv în minte. Că de-ai luat o notă proastă și ai luat doi pentru o greșeală de asta, nu mai uiți toată viața. Da? Eu așa că spuneam două unități, parcă. Adică nota 2. Da. Așa cum și-am făcut și-am făcut de matematică și de matematică, dar atunci era un copil care nu mereu greșește. Da. Și era mereu activ și nu greșea niciodată și făcea așa cum mai mare. Da. S-a schimbat. După... Nu era copil, dar 4. Da. Doi nu dați mai bun ziua, dar vă frumos. Și era copil la 4. Se dă 4, nu? Da. Înțeles, dar... Era ți-a dat un 2. Și la 2 se dă 2. Da. Nu mai auzit. Era foarte activ și timpul nostru doi era la ordinea zilei. Ați mergi mai ieri. Dar nu ce nu da profesorul cu tine dacă... Exact cu ce domnul profesor. Deci mai avut o situație de genul ăsta, stai jos, două unități, doi. Era atât de distrus că era așa că se n-a văzut și mai de și în ziua aceea chiar într-o pauză am învățat o această pauză și a luat și doi de zicină și deci este un vorba de un duș. Denervat era faptul că a luat note mici, dedicam doar la ultima clipă. Da. Deci, insist să vă spun, adunarea și scăderea la fracții să vă fie și prietenilor noștri. Pentru că sunt întâmplă următorul lucru, vă spune un profesorul care e la atâta experiență. Ajungi până în clasa a 12-a și mai faci prostii de astea. Pentru că mi-au învățat un premiu la timp, și să te trezești când faci simplificare la adunare. Te trezești. Și sigur că da, că eu văd așa, fac tot felul de subtilități la analiza matematică și reușesc să avem două fracții. Da, ajunge acum, la asta 12. Da, asta e exemplu, acum pe 2 plus 1 pe 2, da. Scădeați afară, nu știu la ce clasă. La bacalaureat. 8 ani am picat, da. Deci, vă dați seama, copii, 1 pe 2 plus 1 pe 2. Deci, 1 pe 2. Nu e ușor, dar e 1. 1 pe 2, care înseamnă pentru orice om, o jumătate de pâine. Pus o jumătate de pâine, fac o pâine întreagă, da? Îi spuneau că am dat de 4. Adică, numărul 2, 3 și numărul 2. Da, de 4. Era comisia, tot așa, să vă mulțumesc frumos, liber. Nu ridicea nimic, profesor. Liber. Mulțumesc frumos. Da, liber. Și așa au picat 8 în serie. Cei 8 care erau, cum se puteau informa? Abia că m-a intrat din afară și după aceea zice, ce cum au fost? Bă, ce zic? Mă duc la domnul meu, dar răspunsul că și când era de 4 și răspunsumesc cu un și liber. Picat. Și zice, băi, ce-a făcut? Între ei, bă, băi, dar era numărătoare, trei și numitoare, trei, ce așa, ce pasă, poate, zice, și când au început să intre ăștia în serii, atunci o dat răspunsul corect. Cei 8 care au fost în sală și au prins flama cu 1 pe 2 plus 1 pe 2 fac 2 pe 4, pe toți au picat în serii, 8. Dacă nu le-ați spus picatul, are să ce au să zic afară? Eu știu, era cineva cu el. Era. Eu de explicat n-am explicat. Doar asta, că ți-am mulțumesc cu picat. Super, deci era clar că n-a zis bine. Sigur, sigur. S-ar fi era clar că, băi, da. Ce următar pe picat, pe picat. De ce? Nu te-am făcut asta. Pentru 1 pe 2 pe 2, să fac 2 pe 4 și da. Pe picat, băi. Da. El a spus că întrebi și era... El a spus că întrebi și era pe picat. Nu are ceva. Așa, băi, sunt băi toare cu modificat. Din regulă. Mi-a stres, bă. Bun, dragilor. Da. Să fie treaba asta, literă de lege pentru toată lumea. Și acum am să mă duc după ce am făcut de împărțirea. Împărțirea? Împărțirea. Și așa am văzut, nu? A pe B ori C pe D egal cu A ori C supra B ori D. Așa să înțeleg două să arăt. Cu simplificare de derivare. Și 3. Împărțirea. Împărțirea.
E vorba de 3 pe 4 și fiindcă nu mi-am amintesc așa bine, o să încerc să vă provoc pe voi să mă ajuta să vedem cum merge 3 pe 4 împărțit la 1 pe 2. 3 pe 4 împărțit la 1 pe 2. Voi face testul la clasă cumva? Ascultarea. S-au făcut împărțirea fracțiilor. La clasă am făcut, nu. A fracțiilor, nu a fracțiilor decimale. Pe fracțiilor am clasă, n-am făcut. Fracțiilor, n-am făcut. Visat peste noapte. Nu am meritat să întrebăm? Da. E adevărat, îi trebuie pe patru, prima porție, a doua răsturnată, dar din cui eu veniți să vă spune ca a doua să facă minunea asta. Cât ar fi înțelat 3 pe 4? 3 pe 4. Să dați la fracții 10 mari. 0,7. O pătrimi cât te face? 0,65. O pătrimi înseamnă 0,25. 0,75 împărțit la 0,25. 0,75. Acum trebuie să mulțim cu 10. Deci, ca să fie de făcut treaba asta, ar trebui să mulțim ca să scăpăm de cine? De... De vibra de la împărțitor, nu? Și cu 10 ar trebui să facem asta. Deci, asta ar fi echivalent cu 7,5 împărțit la 5. E una și aceeași treabă. Și 7,5 împărțit la 5 vine 5 în 7. 1,5, da. 1,5. 1,5 asta se scrie ca o fracție ordinară cu 1. Păi, 1 pe 5, dacă vrem, îl transformăm să spun. 1,5 îl transformăm. Păi, 1,6 pe 4. Cât? 6 pe 4. Cum ai făcut? 1,5, tu zici că e 6 pe 4. Eu... Dar hai să luăm ușor. 1,5 e 1 ar fi, nu? Și amplificăm cu 10. În partea cealaltă amplificată. Da, cu 10 aici. Ca să scăpăm de virgulă. Și face 15. Supra? Da, supra 10, nu? Pe 10 ori 1, 10. Și acum? Și 15 pe 10, simplificăm prin cât? 5. Prin 5. Și ne dă 8. Cât? 3 pe 2. 3 pe 2. Deci, da. 3 pe 4, hai să luăm de parte, 3 pe 4, împărțit la 1 pe 2, este egal cu 3 pe 2. Așa e pare fi, nu? Când noi am făcut 3 pe 4, împărțit la 1 pe 2, face 3 pe 2. Dar 3 pe 2 ăsta poate fi scris ca 3 pe 4, fracția de la început, înmulțit cu 2 pe 1. 3 pe 4 înmulțit cu 2 pe 1. 6 pe 4. Și prin simplificare. Dar face simplificarea aici. Așa am vorbit. Și face 3 pe 2. Într-adevăr, ia uitați ce lucru am descoperit împreună. Că într-adevăr, 3 pe 4 împărțit la 1 pe 2 este egal cu 3 pe 4 înmulțit cu 2 pe 1. Da? Iată. Prima, a doua, inversată. Deci așa se împartă o fracție, mulțim prima cu a doua inversată. Am văzut că am mers pe calcul 10 mani, cum știați voi, am exprimat și în final am constatat că acolo se ajunge. Acest lucru mă cântă foarte tare și pot să spun că fracțiile ordinare, operațiile cu fracțiile ordinare, acum sunt
definitiv clarificate și am pretenția la voi și la toți privitorii noștri, am pretenția ca niciodată să facem unul pe doi, unul pe doi, fac doi pe patru. Deci să nu mai, să nu greșiți niciodată, ori de câte ori veți avea în fața oricunor fracții și veți avea fracții ordinare și veți avea de făcut operații, adorași scăderea cu numitorul comun, înmulțirea aia de sus între ei și numitorii, între numărătorii între ei și numitorii între ei, iar la fracții 1 pe 2, la împărțire, mulțim prima cu a doua, imediat. Și la adunare să nu simplificăm pe diagonală. Și la adunare să nu simplificăm pe diagonală ca la mulțire. Dar dacă vă dau așa, 5 pe 6 împărțit la 3 pe 4 și împărțit la 2 pe 7. Deci 5 pe 6 împărțit la 3 pe 4 și împărțit la 2 pe 7. 5 pe 6 la 4, păi, stați, Ivane. Sau... Deci, 5 pe 6. Da. 5 pe 6, scrie. Da. 5 pe 6. Ori 4 pe 3. Ori 4 pe 3. Ori 7 pe 2. Ori 7 pe 2. Deci, în ordinea în care le găsesc, dacă n-am nicio paranteză pusă, ordinea în care le găsesc, așa execut. Nu fac eu asocieri. Numai mulțirea, adunarea, sunt nu, operații asociative, nu pot asocia. Dar aici, păi, n-am. Dacă noi nu avem paranteză la 3, 4, poți la 2 pe 7, am avea 3 pe 4, 7 pe 2. Sigur că da. Deci dacă ar fi așa, atunci ar trebui să zic 3 pe 4, 7 pe 2 și ne dau un răspuns și apoi 5 pe 6 împărțit la rezultatul acesta, care ți-a mulțit cu a doua răsturnată. Deci nu ne permitem să schimbăm, să asociem cum vrem noi. Ci, în ordinea asta, nici nu putem comuta. Adică nu putem schimba locurile. Nu zicem 3 pe 4, 5 pe 6 împărțit la 2 pe 7 și primul împărțit la 3 pe 4. E altă poveste. Deci la împărțire nu lucrează comutativitatea, nu lucrează asociativitatea. Face operațiile în ordinea în care apar ele acolo. Bine. Și acum, la 6 jumătate, da? Nu. La 7. Mișcăm un pic mai sus, ca mă zic eu, ca să... La 7 parte, da? La 7 parte, practic, ordinea. La 10 mare, da? Da. Da. Dar nu nimic, se pare că o fac cu limite, nu? Vine cu legea, pentru că după vacanță sunt și lucruri care sunt. Deși le știm, dar se mai poate poate nu lasă mai și uita. Așa, dar ne facem la fracții 10 mari, da? Zic. 10 mari. Aici, operații.